Синее море, только море за кормой. În copilărie, Alexei Sârbu și fratele lui Valeriu au jurat că vor cuceri cerul și oceanele. Alexei își dorea să devină aviator, iar fratele lui se vedea marinar. Ar fi fost straniu ca cei doi băieți să nu calce pe urmele tatălui lor, care o parte din viață și-a dedicat o flotei submarine a Mării Negre. Familia noastră e o dinastie de marină. Tatăl meu a dus slujbe pe scafandru greu, cejolovesnă, așa se numea el. Fratele meu, destinul lui a fost flota maritimă, pe urmă eu la flota maritimă. Și într-adevăr, când e sărbătoarea asta, asta e pentru noi chiar o sărbătoare de mă, și familiară. Cea mai lungă călătorie a lui Alexei Sârbu cu submarinul a durat 8 luni, timp suficient pentru a înțelege cât de mult i s-a făcut dor de plaiurile natale. Alexei nici nu bănuia că la mii de kilometri distanță va auzi o melodie care îl va aduce acasă. Așa a trecut pe mine, adică ca o săgeată prin tot corpul și ca să nu mă vadă nimeni, am plecat în adâncul submarinului, ca să nu mă vadă nimeni, în trumă era acolo. Și am tras o boșitură, cum spui rusul, o dușă, știți, dorul. Și de atunci, folclorul pentru mine e a doua parte a mea. După 3 ani, Alexei a revenit acasă, dar nu pentru mult timp. Imediat după serviciul în flota submarină, acesta a hotărât să devină aviator. Alexei Sârbu a reușit să zboare pe cele mai populare avioanele timpului și a ajuns să fie numit comandant de navă. Astăzi răsfoiește albumul cu pozele vechi și încearcă să-și amintească cele mai frumoase clipe, dar nu vrea să o facă de unul singur. De aceea merge în vizită la Vasile Obreja, colegul său de submarin, pe care nu l-a văzut de 33 de ani. А над нами шумит волна, а над нами придет весна. Vasile Obreja încearcă să-și stăpânească emoțiile. Îi povestește lui Alexei ultimele noutăți. Cum muncește în Italia, cum îi merge. Îi mai spune că de 2 ani nu mai are cine să-i spună tată, deoarece i-a murit unecul fecior în care își punea toată speranța. La un pahar de vorbă, prietenii își amintesc de tinerețe. Chiar îmi pare ghiri că le-am înțeles la submarină. Atât educați ne-o dat în mod, deși, în mod ca să fiu curat, să fiu disciplinat, să fiu... Să nu arăt cu deștul la altul, să nu este aiecat așa, m-a educat. Astăzi Alexei Sârbu este președintele Asociației Art Show. Acesta a crescut 4 copii, iar unul dintre ei chiar era gata să meargă pe urmele lui. Este vorba despre fostul membru al formației Ozon, Radu Sârbu. Când împlinisem 17 ani, mă gândeam că aș vrea și eu să-mi fac serviciu militar pe submarine. Am plecat în Murmansk la unchiul meu, unde mă gândeam eu așa că o să fac acolo serviciu militar, dar până la urmă mi-am schimbat opțiunile, m-am reorientat către muzică. Deși Republica Moldova nu are ieșire la mare, pe 19 martie moldovenii sărbătoresc ziua flotei submarine.